Cum să bagi depresia în depresie? De James Withey. Când am suferit prima dată din cauza depresiei, eram disperat să aflu ce e de făcut. Ce acțiuni să întreprind? Ce ar trebui să-mi spun? Cum să gestionez ceva ce pare complet de nestăpânit? Cartea de față îți oferă 40 de modalități prin care să o scoți la capăt cu această afecțiune oribilă. Îți pune la dispoziție idei și tehnici de combatere a depresiei. Din păcate, nu putem face să dispară complet de fiecare dată. Dar sfaturile din paginile următoare te vor ajuta să te pui pe tine pe primul plan și nu boala. Strategiile pe care ți le voi prezenta au apărut în urma propriilor descoperiri legate de ce anume funcționează pentru gestionarea depresiei, afecțiune cu care încă mai conviețuiesc, precum și prin prisma numeroșilor ani în care am lucrat cu persoane afectate de depresie. M-am aflat de ambele părți ale baricadei și știu cât de destructivă e această afecțiune, dar știu și cât de rezistenți putem fi noi, oamenii. Depresia nu m-a învins, pentru că mă lupt permanent cu ea. De fiecare dată când cred că am învins-o, constat că nu e așa. Și de fiecare dată când cred că mă învinge depresia, constat că nu e nici așa. Da, e epuizant, dar continuând să luptăm, avem parte de momente minunate în viață, iar acestea merită fiecare dram de efort. Și cel mai important, asta înseamnă că depresia nu învinge. Clar, nu vin să spun, ia priviți, eu m-am vindecat de depresie și toate cele, pentru că nu e cazul, nici pe departe. Știu că depresia nu o să plece niciodată de tot, dar în același timp știu că nici nu o să o las să învingă.